O, de unde e? De la Horezu? Nu de la Horezu, de la Sinaia. Wow! Scrie Made in China pe spate cumva? Nu scrie, este făcută de un pictor român. Asta e bine. Că au început, știi că au început să facă de Horezu Made in China? Păi cum adică așa? Cum? Nu înțeleg cum vine asta. Uite așa, au început să facă în China, într-o anumită zonă, produse de olărit și sunt și românești. Motive Păi cum românești. adică? A, cu motive românești. Da, vezi Dar vreau să ceramică. zic că este casa plină de chestii de astea, aia e una dintre mostre, dar pe toate culorile și toate modelele și toate, deci este o nebunie. Da, e... Înțelegi? Noi suntem foarte emoționați de fapt de ceea ce suntem noi, nu știu cum. Ne emoționează de fapt flacăra din interiorul nostru. Și asta este ceva care ne caracterizează. Ne impresionează ceea ce găsim în interiorul nostru. Atunci când scrii și dai foarte mult din interiorul tău, știi? Parcă te conectezi la un vulcan, sau cum să zic. Parcă te conectezi Wow. la niște rădăcini care sunt mai presus de înțelegerea de imaginația ta și cumva asta te emoționează pentru că poate te pune în contact cu originile vieții, cumva, nu știu. Face Și mai sensibil. este emoționant, nu? Pentru că tu vii de undeva, dintr-un izvor al vieții și asta nu are cum să nu te emoționeze. Și e Da, minunat. păi ce zice Mința? Da, devii super suprasensibil când vorbești despre artă în general și mai ales și iubirea e o artă, una din nu știu câtele arte, și devii Știu, dar suprasensibil. nu știu dacă este cumva scris undeva lucrul ăsta, că iubirea este o artă, dar de fapt cred că este Este o artă. sumul al artelor. Este Pentru o că artă. Și mi-am dat seama că tot ce înseamnă arta, în general, poezie, muzică, sculptură, geometrie, și aia e o artă. Tot iubire folosește. Știi că e iubirea pentru câte tipuri de iubire se cuantifică. Iubirea pentru adevăr sau pentru a descoperi adevărul și să descoperi forme. Să emiți forme. Și mi-am dat seama de chestia asta de ceva timp, știi? frica de a iubi, frica de a fi fragil. Frica de a fi iubit, frica de a fi iubit. Și de a fi iubit, dar și de a iubi, de a te descoperi în fragilitatea ta, în Da. vulnerabilitatea ta. Dar de fapt e un paradox, în vulnerabilitate este forța noastră. Acolo este forța și ăla este punctul prin care noi putem să stârnim iubire în sufletul cuiva. Iisus când s-a răstignit, nu? Când a fost răstignit, ăla este punctul maxim de fragilitate, de vulnerabilitate. Bine că el și-a permis luptul să facă asta pentru că avea forțe interioare trezite enorm de puternice. Și era misiunea lui, Avea știa că nu-i plăcea ce, o misiune dar stabilită trebuia de să o la facă. începutul creației, dar nu se poate trece mai sus decât prin fragilitate. Asta este un paradox. Și este minunat că este așa. Pentru că ți se cere să-ți depășești frica. Dar și Acea, ce e a, frica, de acea... fapt? E frica de a nu avea încredere în tatăl. De E fapt, de acolo e. o necredință. Și aia e Acolo e o lipsa de ruptură. încredere în tatăl. Este o Asta ruptură sunt. cu cel care te-a creat. Și Da. este, cum să spui, tocmai depășind frica aia, reușești să te relegi. Adică îți trebuie curaj. Da. Trebuie să dai de acolo unde, de fapt, nu ai. Știi? Ăsta e paradoxul. Și lucrurile astea sunt așa de bine puse la punct în ecuația asta cosmică, pentru că toate sunt legi și algoritmi. Și e minunat că putem fi primiți înapoi. În urma căderii. Nu? Este minunat că se Păi, poate. ca orice părinte, nu, nu știi,
ai răbdare până copilul tău vezi că e în greșeală și nu poți decât să fii lângă el până își va da seama sau poate nu își va da seama de ce face și tu doar trebuie să-l susții, să fii tot timpul lângă el, asta ca părinte. Și zici, ei sunt exact ca niște, dacă au putut aștepta secole, secole prin toate existențele noastre, cât am greșit și cât au plâns pentru noi, mai ales ambici. Adică ființa noastră, părinții noștri interni. Părinții noștri interni, mama noastră numai cât a putut fi, a suferit, cât a suferit pentru noi și suferă, da. Că ne vede în mizerie și se bucură enorm atunci când mai facem un pas, mai facem un pas. Și na. Da, și câtă răbdare. Hai să, hai să începem. Hai să începem. Da, păi am și început, am început de mult, de fapt, nu? Da, nu, vreau să încep și cu, vreau să încep altfel și o să vezi cu prezentarea, mă rog. Da, așa că acum suntem din nou într-o duminică ploioasă, dar care ne va da mai multă inspirație. Aici este soare, să știm. A, ia uzi, la mine în Vâlcea e înnorat. Și ploaia, dar ploaia ne aduce și abundență și că o să vorbim astăzi de, de iubire și ne trebuie în abundență în zilele noastre. Bună dimineața, bună ziua și bună seara, dragii noștri, pe orice latitudine pe care sunteți. Tudor Urse... Bună ziua, bună seara! Și cu prietena noastră... Mina Marahafiras. Mina, da, pseudonimul ei. Numele ei real este... Este, da. Luminița Mona, dar preferă pseudonimul de Mina, care de fapt se potrivește foarte bine pentru scopul interviului nostru. Și astăzi ne-am adunat din nou cu Mina după un episod fulminant. Fulminant în sensul că a fost foarte bine primit, a avut foarte multe vizualizări. Mai ales că noi suntem încă suntem la început, avem un număr mic de abonați, dar vizualizările au trecut practic de la așteptările noastre și mă bucur enorm de mult. Înseamnă că lumea vrea și e însetată de astfel de subiecte. Iar astăzi, că vorbim de abundență, ce interviu mai facem cu Mina, specialista noastră în poezie, dar și în arta iubirii, și ne-am gândit, după ce am avut o discuție cu ea, ea, de fapt, mi-a propus ce ar fi dacă am face un interviu despre iubire. Și e un moment extrem de bine ales, pentru că foarte multă lume azi când aude de iubire, aude... Iar iubire, ce să mai vedem? Ce se mai întâmplă prin filme sau alte lucruri? Nu e iubire ce se întâmplă în filme sau ce vedem noi la TV. E mult mai mult de atât. Și de aceea tema noastră de astăzi este iubirea fără sacrificiu nu e iubire. Așa că dăm cuvântul Minei prin o întrebare de foc. Practic, dacă tot am început cu titlu, să spunem și care crezi tu, Mina, că e diferența dintre pasiune și iubire? Că e un subiect care ne macină de atât timp, multă lume nu știe să facă diferența. Mulți dintre noi nu știm să facem diferența. Cum poți să ne ajuți tu să înțelegem lucrul ăsta prin ce ai experimentat tu? Sunt opuse. Pasiunea și iubirea sunt opuse. Dorința versus iubire. Adică sunt la polul. Deci vezi, pasiunea e egal dorință. Pe când pasiunea consumă tot ceea ce este bun în noi, tot ceea ce este lumină, tot ceea ce este forță interioară, iubirea construiește, iubirea crește, iubirea ne conectează cu sursa, cu sursa de viață. Și aș putea, pentru că este greu să, că e adevărat, pasiunea
te duce într-un carusel unde forțele sunt centrifuge, iubirea te adună, forțele sunt centripete. Dar eu aș vrea să mă gândesc acum, să-ți spun o poveste, poate o știi. Povestea de dragoste. Ne ajută poveștile. Mai mult temelului orașului New York. Nu știu dacă ai citit-o. Nu, chiar nu știu. Și chiar mă bucur să aflu ceva nou. Câțiva dintre noi o știu, însă cred că poate mult nu știu. Întemeitorul orașului New York, la prima lui iubire, prima lui căsătorie, a fost, cum să spun, își abandonează soția nu pentru o altă femeie, ceea ce este cumva, să zic, mai inedit, așa. O abandonează pentru setea de aur. Este epoca în care asta era foarte în vogă. Toată lumea era într-o fierbere. Căutau aur, mine... Goana după aur, începută la 1800. Da, în America. Și o părăsește. La un timp află că ea a murit, dar o informație falsă. O informație... și de fapt stupid, cum Dumnezeu... era o minciună. Era o minciună, păi da, de fapt. Dar a fost o încercare a iubirii, practic. Pentru că el, deși o iubea, era orbit de această sete de aur. Și merge mai departe. Nici nu se întoarce să verifice informația, da? Și peste un timp devine un mare om, construiește căi ferate, înființează bănci. Și se căsătorește, are 6 copii cu cea de-a doua, da? Întâlnește o femeie între timp și în timp ce era în vorbea în fața unui auditoriu, o zărește pe ea. Deci șocul este imens. La un moment dat ajung față în față și aici începe de fapt povestea de iubire. Ceea ce este miraculos, de fapt, e că ea, pentru că știe că el s-a căsătorit și că are copii, ea este în stare să renunțe la ceea ce este cel mai important pentru ea, la ceea ce este, de fapt, fericirea ei, pentru ca el să fie fericit. Nu vrea să-i zdruncine echilibru și viața frumoasă pe care o are el în momentul ăla. Îi spune, mergi mai departe, urmează-ți visul, deși el ar fi fost în stare în momentul ăla să-și părăsească soția și copii și să meargă spre ea. De altfel, asta vreau să și spun, că iubirea este greu de înțeles. Este greu de pătruns în esența ei. Pentru că dacă este să mă raportez la felul în care astăzi privesc oamenii iubirea, este evident că fiecare dintre noi se întreabă, adică cum? Dacă eu îl iubesc și el mă iubește, cum să renunț la asta, nu? Da, asta ai zis o chestie foarte importantă. Acolo nu este iubire. Ai zis o chestie foarte importantă. Aici intervine sacrificiu. Exact. Proba aici iubirii, tocmai faptul că a renunțat la el. Pentru că dacă n-ar fi renunțat la el, pentru mine este evident că nu era iubirea acolo. Păi și până la urmă în poveste, ce se întâmplă? El rămâne prieten cu fosta lui soție sau... Rămâne prieten. Însă ea, dar grație acestui sacrificiu, menține fericirea în viața lui. Da. Și acolo chiar este iubire. Da, adică că nu încearcă să îi zdruncine relația, să reînceapă poate... O reconexiune, nu? Eu și cred că dacă ar fi renunțat la soție și la copii, frumusețea relației lor de la început n-ar mai fi fost... ar fi dispărut. Ar fi fost zdruncinată. Pentru că, de fapt, nu s-ar fi construit pe iubire. Asta este ideea. Pot să te întreb ceva? Scuze. Da. El a aflat, că asta e un lucru interesant,
o minciună că ea e moartă. De unde a aflat? Cineva i-a spus acest lucru sau intenționat? Întâmplarea vieții. Deci deja nici nu are relevanță dacă a fost rea intenție sau că a fost... Da, că știi, asta mi s-a părut interesant. Că am crezut că poate cineva cu rea intenție a vrut să strice relația. De fapt, asta nici nu mai are importanță. Știi? Da, deci practic, asta e pilda care ai spus-o și tu, că din a renunța la propria... La propria ta fericire. Pentru binele celuilalt. Pentru binele celuilalt. Pentru fericirea celuilalt. De fapt, acolo este esența iubirii. Astăzi, noi, în societatea de astăzi, noi nu mai putem să concepem iubirea așa, pentru că valorile în societate sunt alte. Adică noi avem, acum nu mai avem o cultură a iubirii în societate, noi avem o cultură de mol. Adică ne raportăm doar la satisface instinctele care s-au deformat, bineînțeles, prin atâta lăcomie și atâta împuibare, să zic așa. Știi că felul în care omul se raportează la a hrană, felul în care se alimentează, este foarte asemănător cu raportarea lui la sexualitate, știi? Da. Și numai din faptul că oamenii astăzi sunt preocupați să-și umple coșurile de mâncare, da? Te face să înțelegi exact cam cât de multă iubire mai investești într-o relație, știi? Și asta e un punct foarte fragil al societății și al nostru, că noi trăim în această societate. Nu ne mai mulțumim cu lucrurile simple, nu? Sau cu o ținere de mână, mergând pe stradă, bucurându-te de o plimbare. Pentru că acum contează doar senzația și cât de multe senzații sunt și cât mai intense să fie, știi? Exact. Aici este marea problemă. Pentru că asta, de fapt, ne scurcircuitează contactul cu ceea ce este puternic în noi. Cu tot ceea ce este scânteie divină sau placă. Și tu cum, acum că tot vorbim de iubire și include o arie mare de direcții și explicații, tu unde vezi, să zicem, muzica și poezia, că e în specialitatea ta, da? De ce au o importanță atât de mare în a transmite iubirea? De ce crezi tu? De ce nu alte arte? Pentru că și sculptura transmite iubire, dar nu la fel ca muzica și poezia. Care crezi tu că e explicația? Sau cum să înțelegem noi? Muzica, impactul armoniei este mai puternic. Adică poezia o exprim prin verb și verbul are un impact foarte puternic asupra sufletului, nu? Poate mai mult decât cel vizual, să zicem. Dar acum fiecare, în funcție de, cum să spun, de felul în care este el construit, nu? Simte din ce parte îi vine mai mult sau simte mai mult armonie. Poezia și muzica exprimă mai ușor sau mult mai bine iubirea, tocmai pentru că noi suntem fiii unui poem cosmic, ca să zic așa. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când lumea a fost creată, a fost creată printr-un act al iubirii. Și toate astea sunt petrecute într-o armonie și într-un ritm, cum spuneam data trecută, care sunt specifice poeziei, muzicii, dansului. Da? Sau aș putea să mai spun că crearea lumilor este un suprem act artistic. Da, e o artă a iubirii, de a crea o lume, nu?
E o artă. Și dacă e să o înțelegem. Atunci când, ca să mă raportez la corpul nostru fizic, da? Atunci când se spun din măduva osului se secretă celule, acolo este un dans, este o armonie în mișcare, nu? Și de asta spun că suntem fiii unui poem, pentru că nu noi am inventat poezia, ci poezia ne-a creat pe noi doar, știi? Cam așa. Dar asta vine și toate vin așa din iubirea lui Dumnezeu. Să plouă, nu? Da. Să plouă, Doamne, cu iubire, să fie abundență. Și de fapt, asta este. Felul în care am ajuns noi să trăim astăzi, societatea, felul, cât de multă negativitate au început oamenii, au strâns în sufletul lor oamenii, este pentru că s-au depărtat de la sacralitatea iubirii. Adică iubirea n-a mai fost... Ne-am îndepărtat de esența sacra a iubirii, știi? Uh-huh. Că în alte societăți, în societățile... Avem cumva și o poezie de-a ta? Special pe tema asta? Da. Ai cumva da, să... Da, îmi dăm ideea și poate mă întorc și la poezie. Așa. Ok. Așa. În societățile străvechi, actul sacru al iubirii era consacrat prin ritual, ceea ce astăzi nu se mai întâmplă. Un cuplu, pentru a se sacra uniune dintre femeie și bărbat, se petrecea în urma unei călătorii inițiatice și sacra uniune între bărbat și femeie avea loc în temple, adică practic acea lună de miere pe care o știm noi azi, de a merge într-o vacanță, da. Era de fapt călătoria aceea inițiatică. Se petrecea această uniune sacră sub influența și îndrumarea unor ființe inefabile, a unor maestri. Adică totul era concertat, parcă cosmic, nu? Astăzi lucrurile astea au rămas într-o poveste, așa, în urmă. Păi da, pentru că, uite și în explicațiile arheologilor sau când se fac tururi pe anumite hieroglife care arată actul iubirii, cum se... în Egipt, Mexic și așa, foarte mulți nu își dau seama de anumite aspecte, pentru că adică de anumite aspecte privind înțelegerea actului, ce înseamnă simbolul respectiv, de ce se făcea așa. Și mulți, pentru că le lipsesc anumite informații, care se pot găsi, evident. Cel mai bun exemplu fiind manuscrisele de la Marea Moartă, unde e o întreagă explicație a iubirii. Dar nu le iau în considerare și încearcă să explice totul doar fizic sau că ce înseamnă sau... Dar poți să spui că tu ești, este specialitatea ta. Poți să spui, gândindu-ne la temple sau la ce găsești pe... Păi, na, specialitatea mea de ghid, vrei să zici. În primul rând, din ce am văzut eu din călătorii mele, că am fost în Egipt pe tema asta și sunt Egiptul care a dat una din cele mai mari civilizații, o altă piesă de puzzle în spiritualitatea mondială. Fiecare templu în parte avea câteva, sau mă rog, era închinat unei zeități. Una era pentru zeul crocodil, alta pentru alt zei, dar unul din cele mai interesante a fost templul lui Isis. Da? Misterele iubirii și misterele sexuale închinate cultului lui Isis sau zeița Hathor pentru egipteni, care avea, practic, foarte interesant, ca simboluri pe hieroglife, când erau explicate actul iubirii, vedeai tot timpul o zeiță Hathor care deasupra avea niște coarne reprezentând
animalul, vaca, care, care arată de fapt cât de similar e cultura indiană, da? Adică câte similarități există între aceste culturi. Vaca sacră, se pune vaca pe șina de tren, nu mai merge trenul, se blochează tot. Chestii de genul ăsta care se întâmplă. Azi, bine, dar astăzi dus la un alt extrem și neînțelegând cu cultul vacii, vaca sacră totdeauna era echivalent cu iubirea. Că vaca, mă rog, dă lapte, da? Dar laptele respectiv care era explicat și mai ales pe frontispiciul templelor, în Egipt era arătată mai mult zeița cu coarnele și un soare mare în centru. Și acel soare, de fapt, era cel care emana iubirea sau actul. Și templul în sine, ceea ce e interesant la el, el se inundă. Adică, situat pe o parte a Nilului, Nilul fiind foarte larg și foarte lung, în anii 60 au fost inundate foarte multe temple și din 13 temple doar 4 sau 5 au putut fi salvate și salvate însemnând mutate bucată cu bucată în altă locație. A fost o întreagă epopee, pot să spun, de a muta bloc cu bloc fiecare bucată. Există un documentar cum s-a construit practic barajul de la Asuan. Da? Asuan, care este un lac de fapt artificial creat pentru a ține apa să nu inunde restul templelor și ca inundațiile care au loc pe Nil să nu mai pătrundă unde, în locul templelor. Și acel baraj, pe exemplu, a oprit că am fost la un templu Abu Simbel, care a fost mutat doar 100 de metri sau ceva de genul de locul în care era inițial, care e sub apă acum, și templul e mutat bucată cu bucată în altă parte. Și poți vedea, de asemenea, e impresionant ce au reușit să facă în anii 60. Dar și mai impresionant e cultul acesta al iubirii, în care vedeai toate intrările erau parcurse exact ca niște camere din ce în ce mai mici, de la una mare, un hol mai mic, mijlociu. Dacă te uiți exact pe planul, o să vezi că au câte 7 încăperi. Cifra 7. Și intrările devin din ce în ce mai mici până ajungi la altar. Iar la altar, în zona altarului, ajunge lumina, exact făcut special, ca să lumineze 4 zeități importante, printre care și zeița iubirii, Hator. Și lumina pătrunde la o anumită oră și luminează figurile celor 4 zeități. E impresionant. La ce oră? Spuneau că... Sau ghidul îmi spunea că doar în două perioade ale anului, în octombrie și în februarie, lumina în doar două zile pătrunde și stă practic o perioadă de câteva zeci de minute mai mult față de restul zilelor. Și de obicei asta se întâmplă practic în jurul orei 11-12. Iar în restul zilelor stă foarte puțin, câteva minute. Și după aceea lumina se duce. E foarte interesant. Adică, iar arheologii povesteau lucrurile acestea ca... sau povestesc fără a explica în detaliu sau similaritățile cu alte culturi. Vezi în anumite documentare chestia asta mai noi. Încep să mai vezi, dar sunt multe alte aspecte care le lipsesc. Și pe timp că le lipsesc, nu o să reușească să explice în esență. Dar au reușit să explice până la urmă acele încăperi în întuneric, da, în care se făceau practicile, cum ziceai tu, ritualice. Sacramentul iubirii, cu vestalele care veneau și țineau, aprindeau focul,
în care sacerdotul cu sacerdoteasa intrau în anumite încăperi, fiecare avea încăperea lui, cu consacrate. Deci asta au început să fie explicate. E ceva. Este magic, de fapt. Și de fapt asta este viața. Viața este o magie. Și de asta trebuie să ne întoarcem în acea înțelepciune, ca să recuperăm, de fapt, esența iubirii. Ah. Dacă e să mă raportez tot așa la scrierile sacre, este un pasaj undeva în Biblie unde se spune piatra care a fost lepădată de zidar ajunge să fie pusă în capul unghiului. Și piatra asta se referă la sexualitate. Este piatra de potignire și de scandal pentru toți. Mm. Da? Pentru că actul sacru al iubirii foarte ușor a fost degradat și mai ales în ultima perioadă a omenirii. Da? Vorbim de perioada romană și greacă, care ei au început, de fapt. Bine, nu de la început, dar că au fost culturi înfloritoare, dar după un timp au început să decadă și ei au transmis civilizația. Da, actul sacru se degradează în patimă, în trăirea pătimașă, adică prin ego. Da? Foarte ușor și foarte ușor, pentru că ego este atât de viclean, se poate confunda patima cu iubirea. Iubirea. Da? Mm-hmm. În ziua de astăzi, și de aici ne întoarcem la maestrie, este o maestrie să deosebești patima de iubirea reală. Tu crezi că iubirea adevărată înseamnă lipsa actului sexual pe o perioadă determinată? Adică ca să poți... Poți să spui ca sacrificiu. Și da, pasiunea, în schimb, n-ar fi. Așa, adică ea se bazează doar pe actul sexual. Fără el se destramă, de fapt. Se poate destrăma cuplul dacă nu există alte... Dacă nu este iubire, de fapt. Da, și mai ales și înțelegerea în anumiți centri, adică să corespunzi și la nivel emoțional, la nivel intelectual, să ai chestii în comun. Să ai chestii în comun. Că, de fapt, cum ajungem noi? Mai ții minte când se vorbeau în cărțile vechi, sau mi-aduc aminte de când am citit, când eram mai mic, Robin Hood de Alexandre Dumas. Și mi-aduc aminte de povestea, mă rog, de iubire între Robin și Marian, care ea, ca să nu-l pună în probleme prea mari, iubindu-l foarte mult, își sacrifică fericirea ei și este întemnițată de prințul John, o perioadă de timp e pusă într-un turn al castelului să nu aibă contact cu el. El știe de chestia asta, el merge să o salveze și ajunge să fie omorât. Și ce e interesant e că chiar există două morminte, unul în apropiere de Nottingham, unde practic toată povestea a bandei lui Robin începe, a lui, e o piatră pe care scrie aici, este mormântat micul John, Little John, chiar scrie, se poate găsi, e una din cele mai cunoscute. Și mai este un monument, acum în paragină, unde spune, aici se odihnește Robin of Longstride, sau pentru mulți cunoscut ca Robin of the Hood. Deci există două cavouri. Al lui Marian nu a fost găsit. Dar ce interesant e, ce mi-a adus aminte, că acele cărți, se vorbea despre acea curte care dura un anumit timp, la asta vreau să ajung. De a cunoaște persoana, aia e arta. Practic, nu e un delict să cunoști mai multe persoane fără să ai act sexual. Asta era explicația. Nu e nimic grav în asta, să știi, da? Dar e o artă să știi, să cunoști omul, să ajungi, să vezi, băi, avem puncte în comun. Și acolo se vede, de fapt,
diferența între pasiune și iubire, unde există, și e bine explicat în romanele de Dumas sau și cu mușchetarii, Victor Hugo, Shakespeare, explică foarte bine chestia asta. Și ideea asta de curte care ține, și fără curte nu poți cunoaște cu adevărat persoana, că noi o luăm invers. Noi, practic, ajungem în pat și după aceea începem să ne cunoaștem. Și îmi dăm seama că nu prea ne potrivim. Căsătoria perfectă este între două persoane care au aceleași preocupări mentale, cam aceeași orientare emoțională, același tip de structură emoțională. Și sigur că, fără să te cunoști, e foarte greu. Da. E bine spus, fără să te cunoști pe tine însuți. Ce ești tu capabil sau ce defecte ai tu? Mai sunt și defectele sexului opus. Cum știi să ții o diplomație, să nu faci prevoși ranchiună sau... Că toți avem defecte, da? Toți. Dar cum știi să păstrezi... Exact, iubirea de fapt, o diplomație cu tact. Uh-huh. Dacă ești un diplomat cu tact, poți împiedica războaiele înainte să înceapă. Iar iubirea la fel asta e. E o altă formă a iubirii, să știi să fii un bun diplomat. Dar să fii un bun diplomat într-o relație. Și de-aia se făceau anumite practici, că spuneai, cu ființe inefabile. Și asta e un punct foarte important. Oamenii erau ghidați către acea lună de miere. Noi am luat de miere, mergem s-a pierdut esența, că nici nu s-a pretat. Numai puțină lume cunoaște. Dar poți căuta, ai informații, poți căuta. Adică se pot găsi informații pe tema asta. Și o poezie ceva? Avem... Poezie, ne întoarcem la patimă, pentru că noi suntem pătimani. Deci ne întoarcem la patimă. Este interesant cum totuși poate să țâșnească poezie și acolo unde este patimă. Știi? E în practic strigătul ființei spre iubire. Da? Ia să vedem. Și aici am și puțină referire la dans, la iubirea prin dans. Interesant. Ia foc de la torțe, ia foc de la sânge, ia foc de la top și trupul se frânge. E magmă încinsă dansul arab. Noaptea e țândări. Și tot ce-ai zidit e un fort care pe ritm de tobe ia foc. Și oricât te-ai tângui a plecare, oricât ai hohotit de noapte și de întunecare, de aici vine. De aici țâșnește lumina. De la tânguirea de a nu fi, ai ajuns să fii de-a binelea. Și de asta acum ia foc. Și nu poate fi stins nici cu apele mării. Și orele se sfâșie în carne vie. Și marea urlă nebunită fără să știe că te aștept în turnul de lava al unei catedrale vii, în spasmul dansului arab. Eu însă-mi fără să știu, tu însuți fără să știi. Da, e de reflectat mult. E mult de reflectat. Frumos. Frumos spus. Deci se numește despre patimă, nu? Nu se numește despre patimă. Fără să știi se numește. Fără patimă. Să știi. Aha. Fără să știi. Și acum că putem folosi propoziția asta, fără să știm, sau titlul poeziei, tu de ce crezi că... Știi că se spune că iubirea nu poate fi explicată. Că se pierde. Și de ce încearcă mult să o explice? Când iubirea e practic
o trăire, o... E o emoție care nu poți să o explici logic, pentru că dacă o explici, se pierde, o distrugi. Adică ca să vezi iubirea universală, că noi ne gândim doar la iubirea. Noi când ne spunem de iubire sau când întrebăm pe cineva ce părere ai despre iubire, majoritatea se duc spre cuplu. Și de ce acest lucru? Iubirea e universală. Există iubirea de frate, iubirea de mamă, iubirea de dușman, iubirea de persoana în cuplu, iubirea de animale, iubirea de plante și nu mai zic câte alte sunt. Adică, universal, sunt mult mai multe domenii. Dar de ce lumea, când e întrebată despre iubire, se duce doar spre cuplu? Care crezi că e? Nu e interesant că, mai ales în interviurile de azi, când se vorbește... Și în iubire, cum ești, cum, gen exemplu din interviuri și... Adică, de parcă totul se rezumă numai la cuplu, atât. S-a făcut intenționat acest lucru? Mai ales în secolul 20? Că ultimul secol s-a... Materialismul s-a accentuat enorm de mult. Și... Nu, este mersul entropic al omenirii, dar... Noi suntem învățați să sublimăm foarte puțin din ceea ce trăim. Adică, mă întorc la cultura de mol, adică să fii acolo, senzații, știi? Să ai fizic, să simți, să da. Da. Că iubirea, dacă nu sublimezi, dacă nu sublimezi trăirea, nu mai poți să ajungi la iubire. Rămâne doar senzații. Și... Cam acolo este explicația. Și practic de a sublima, de a înțelege pentru cei care ne ascultă, că poate sunt care întreabă, de a înțelege care e diferența poate între o pasiune și iubire în momentul respectiv, nu? Să vezi eu ce simt acum, dacă, adică asta ar însemna. Să spui întrebarea. Da, foarte atent, de fapt. Ce exact. Este acolo. Pentru că foarte ușor deviezi. Se fură valul, da? E dificil. Și e dificil de înțeles iubirea în esența ei. Pentru că dacă spui că dragostea sau iubirea este mult mai legată de sacrificiu decât de senzație, atunci mă apropii mai mult de noțiunea de iubire. Dar astăzi, dacă vorbești în sensul ăsta, nu mai ești perceput foarte bine. Da, interesant spus. E ca și cum ai ieșit din gândirea, sau nu, din moda de azi. Adică, de aia sunt și multe persoane, ca să vorbim un pic... În secolul 20 au fost foarte 20-21, foarte multe persoane care s-au sacrificat din iubire pentru semenii lor. Și cum au fost omorâți, da, avem pe Gandhi care a eliberat națiunea indiană din iubire pentru frații lui în suferință care erau exploatați. Și asta era vocația lui și a descoperit tot printr-un printr-o trezire, că el era avocat de altfel. Da. Văzând cum o parte din frații lui într-un tren sunt abuzați de autoritățile britanice și atunci, în momentul respectiv, a zis gata, de acum înainte. Îl avem pe Kennedy, da, care e părintele libertăților afroamericanilor și a tuturor oamenilor care sunt opresați în cultură. El la fel nu a fost de acord cu niște aspecte și a fost de asemenea asasinat. Îl avem și pe Martin Luther în aceeași perioadă, Martin Luther King, care și el practic și-a sacrificat un foarte bun orator, extrem de bine educat, care a mers pe principiu că toți nu există o rasă cu diferite culori. Aici e practic antipodul iubirii. Ura de rasă, ura de mai multe tipuri. Există o singură rasă cu diferite nuanțe, diferite culori.
Nu există rasa galbenă, nu există rasa neagră, există o singură rasă umană cu diferite culori. Dar oamenii, fiind practic absorbiți și manipulați de efectul marxismului, că aici e un punct important. Marx în sine era o persoană extrem de nefericită și a provocat extrem de multă suferință propriei sale familii, propriei sale soții. El nu era un soț responsabil. Nu aducea bani în casă, bea extrem de mult, își bătea joc de nevasta lui și avea o ură împotriva religiilor. De ce? Ca să vezi cum începe totul. Ca să vezi cum ura sau anumite întâmplări din viața unei persoane îl pun pe drumul urii și să creeze anumite aspecte. El a fost botezat în religie protestantă. El fiind în familie de evrei. Și în religia ebraică. Iar la momentul respectiv a fost o întreagă discuție și el a suferit enorm de mult de ce a fost botezat în altă religie decât religia sa. Și în timp a început să aibă aversiuni față de acest aspect. Față de botezul respectiv sau față de alegerea care nu era a lui și aici îl înțeleg pe bună dreptate. Dar a dus aversiunea asta într-o răzbunare. Care răzbunarea aceea a coincis cu o perioadă în care materialismul începea să prindă aspecte. În care vorbim de el nu e părintele fondator al materialismului, nu. El s-a inspirat din lucrările altora, ca August Comte, ca Heindel, ca Engels, care în anumite măsuri aceștia, mă rog, Heindel și Engels, aveau anumite explicații, dar cu nicio legătură cu iubirea. Explicații pur logice, dar atât. Și el s-a inspirat așa. Scuze, ce ai spus? Pozitivismul, gândirea. Pozitivismul lui August Comte, exact. Că acela și, a lui, și René Descartes, care și el la fel spunea cuget, deci exist. Da? Se folosea acest principiu mult, cuget, deci exist. S-a folosit... Iubirea, scuză-mă, nu poate să exprime, nu poate fi exprimată sau explicată mental. Ea întotdeauna este o trăire, are atâta bogăție că nu poate fi adusă în plan mental și explicată. Sau, că o distrugi, asta înseamnă, de fapt, că o distrugi. I-ai luat esența. O desfigurezi. Aici vreau să ajung, cu materialismul acela. Tocmai. Cei care nu pot să sacrifice nimic pentru semenii lor, nu pot să sacrifice nici în cuplu și asta spune enorm despre câtă iubire este în cuplul ăla. Ei nu pot să iubească. Câtă vreme nu pot să sacrifici nimic pentru semeni, nici tu, în cuplul tău nu ai iubire. Adică... Adevărat, deci practic sacrificiul și iubirea sunt intim relaționate. Nu există iubire adevărată fără sacrificiu. Nu există. Adică... Este de esența iubirii, sacrificiu. Nu poate fi concepută iubirea fără sacrificiu. Ce înseamnă să te pui pe tine pe locul 2? Da. Adică întotdeauna pe ultimul loc ca să-i poți ajuta pe alții într-un moment bine determinat în viață. Și aici este paradoxul, că atunci când faci așa, primești mai mult. Bani cosmici. Măi, dar este... aici îți dai seama că este o inteligență divină, nu? Cum se întâmplă asta? Este o inteligență cosmică. Și acea mulțumire pe care o ai. Adică nu vrei nimic, să vezi încă o explicație între pasiune și diferență între pasiune și iubire. La pasiune vei chestiile pe moment, atunci, palpabil, să le simți. Iar și după ce se termină acea palpabilitate, suferi. Că s-a terminat acel moment. La iubire, dacă a ajuns pe cineva... Până atunci, dacă suferi, nu cumva aia era o iluzie? Exact.
iluzia. Păi, da. De aici vine suferința. De aceea se zice lumea este maiasică. Lumea, viața este un vis, este o iluzie. Pentru că e, lumea senzațiilor, practic, este o poartă către altceva. Și omul rămâne poticnit în, în paradigma asta, nu? În povestea asta, rămâne poticnit acolo fără să vadă dincolo. Și de asta se spune că este foarte strâmtă intrarea în împărățirea cerului, nu? Cerurilor, cum spune Iisus, nu? Că există un singur domn. Pentru că oamenii rămân cum să zic, nu hipnotizați, fascinați în lumea senzațiilor. Ai zis bine, ambele. Care până la urmă e o deșucheală, e o nebunie. Ajunge la forme de nebunie, de paroxism, ce vedem astăzi este... Da. Avem un spectacol adevărat. Sumbru. Da. Sumbru. Da. Pentru că rămânem cantonați la poarta intrării în rai, nu? Sexul este poarta Eden. Rămânem cantonați în această iluzie. În această... în senzațiile care trec. Astea sunt poartă către altceva. Și noi rămânem acolo, cum să spun eu, ca niște copii proști, nu știu cum să spun. Dar... Și ce rol crezi că au părinții și profesorii în a da o educație fundamentală copiilor exclusiv privind iubirea? Cum crezi tu că s-ar... Astăzi este greu pentru toți și pentru părinți și pentru preoți, nu? Să mai dea... Da, și liderii religioși. Pentru că s-a pierdut cunoașterea ezoterică, despre care noi amintim întreagăt așa. S-a pierdut... Astăzi, poate, părinții și preoții ar trebui să aibă mult mai multă răbdare să asculte și să-și asculte ce spune ființa, ce spune ființa și ea să dea răspunsurile. Că asta facem noi, de fapt. Cu toții facem asta. Pentru că paradisurile alea, lumea aia paradisiacă s-a pierdut. Da? Căderea adamică s-a petrecut în momentul în care oamenii au început să procreeze sau sacra uniune între femeie și bărbat a început să se petreacă în afara templelor. În afara ghidărilor, care e un lucru esențial. În afara ghidării de către ființele de lumină. De acolo, prima rebeliune împotriva lui. Aia a fost căderea adamică, da? N-au mai fost primiți în temple, au fost izgoniți, căderea adamică. Și de atunci, pentru că nimeni n-a mai fost ghidat și practic a și refuzat această ghidare, nu? S-a pierdut cunoașterea ezoterică, s-a pierdut lumina. Și cum s-o mai, redobândești decât prin sacrificiu? A sacrifica și a înțelege, a căuta să sacrifici și să înțelegi, să sacrifici și să înțelegi. Este un drum greu, că pentru că noi acum suntem învățați totul să-l primim ca la mol, adică să fie... Da, îl primim doar palpabilitatea, nu și... Da, totul să fie palpabil, da, deci ce nu văd, nu cred, nu? Adică... Da, exact. Adică ca educație pentru copii. Că și eu am o fică, na, și mai vine unul, o să mă duc la curând. Mi-am dat seama cât de important e să îi las să descopere, să nu critic, să fiu lângă ei ca susținere. E cel mai greu lucru, că am fost învățat, știi, educația aceea dată de părinții noștri, nu fă aia... Dar ai voie acolo. Ce? Sau lasă-mă să înțeleg, adică... Exact, adică tu... E foarte greu să te rupi de chestia asta pentru că sunt foarte bine înrădăcinate acele educații false, pe care și părinții noștri le-au primit de la... Deci s-au dat mai departe. Ei cu bună intenție au vrut să ne ajute, dar dacă nu cunoșteau alte feluri, astăzi sunt oameni care te ajută să cunoști, gen stai lângă copilul tău, ca exemplu de înțelegere prin iubire.
stai lângă el, vezi ce are nevoie, e supărat, încearcă să vorbești cu el ca un adult, că noi asta e chestia, noi considerăm copii, dar la nivel, la inteligența pe care o au, ne depășesc multe. Numai dacă te uiți la copii, spun lucruri trăznite, al lui Virgilianțu, numai trăznite nu spun. Le spun niște lucruri care rămâi așa, rămâi perplex, băi, dar cum a putut să zică lucrul ăla? Pentru că sunt mult încă la nivelul 2 ani, 4 ani, până începe să primească educația de la părinți, bunici, să-și modifice, să primească personalitatea, să-și o formeze. E încă esența aia lor, aia îi face atât de atractiv. Fericirea aia instantă, bucuria aceea pe care o vezi în ochișorii lor, aia e iubirea. Deci dacă aș fi, fără să explic, dacă aș fi să îmi spună cineva cum vezi tu iubirea, uite-te în ochișorii unui bebeluș sau unui copil de 2 sau 4 ani. Deci, exact, ochii aceia, expresia aceea, spune totul. Pentru că ei, trebuie să fii lângă ei, să-i susții, trebuie să-i, le explici când greșesc, de ce greșesc, că înțeleg totul. Și asta încerc și eu să învăț, cum să facă. Am ajutor în sensul ăsta, că mă ajută și Livia cu chestia asta, că ea e pe sectorul ăsta și îmi vin, dar automat îmi vin chestii gen, n-ai voie aia, nu e ok, adică vin. Da, dar în același timp îmi dau seama de ele și îmi zic, bă, astea sunt din educația care am primit. E foarte ușor să spui n-ai voie. Sau să dai o palmă, ceea ce nu sunt de acord. Sau să bai, e foarte ușor, că scap. Dar ce facem? Creăm alte generații de copii violenți, de copii care o să iubească să joace jocuri pe calculator care sunt super violente? Și să iubească să fie mâniniși. Să le placă mânia lui. Mă, să le placă să te bați, să te duci la sporturi violente, sunt bune să descoperi anumite chestii, dar aici tot cu ghidare. A, vrei să te duci la box? Bine, nu te rețin eu. Dar uite, vrei să faci carieră din asta sau vrei doar să descoperi cum e? Nu, vreau doar să mă bat, să nu știu ce. Ok, nu poți să-l împiedici, dar poți să-i explici ce înseamnă sau efectele acelea, atât. Efectele acelei decizii. Deci ideea e că în educația asta părinții au primul lucru de spus și trebuie să-i protejăm și să luptăm pentru drepturile copiilor. Mai ales când sunt atacate și mai ales când vin tot felul de personaje care modifică comportamentul, desene animate de azi care sunt extrem de diabolice, extrem de bine machiavelic conturate, care promovează ideea de e ok să fii rău, e distractiv să fii rău, it's good to be bad, it's not... Ideea asta de Disney. Asta se duce un copil este o artă. Pentru că, în general, părinții fac abuzuri asupra copilor din frică. Și împiedesc libertatea copilului din frică să nu se, nu știu, e o frică. Da, și... ai zis bine, ai frica de a, foarte bine ai spus, ai grijă acolo, aolo, n-ai voie acolo că te lovești, dar poți să fii lângă el, adică, gen, unde vrei să te duci? Vrei să mergi acolo? Adică cum să faci să-l ajuți? Te duci lângă el și îl ții de mână să se urce pe bucata aia. Uite, tati, aici nu putem să stăm. Că nu ne păstrăm echilibru și putem să cădem. Uh-huh. Adică prin explicație. Și, a, da, că așa face și Daria. Zice, a, da, dar după aia mai vrea o dată. Și până la urmă, noi n-avem nici răbdare și avem și frică. Astea două. Deci, răbdarea e o chestie care înflorește în momentul în care înțelegi ce înseamnă intoleranța și nerăbdarea și mânia. Da, poți să educi un copil în momentul în care te-ai educat și tu înainte. Că dacă nu te lucrezi frica aia și nerăbdarea, niciodată educația ta nu o să fie una de bună calitate. Și, din păcate, uite, părinții cad în păcatul ăsta al fricii și al nerăbdării. E o artă, adică nu. Avem cumva o poezie?
pe care ne recomanzi? O poezie legată de? Păi de sacrificiu în iubire. Oh, dar știi că eu n-aș merge la genul ăla de poezie. Sau ce ne recomanzi tu legat de subiectul ăsta? Ce inspirație ai tu? Ce ai vrea să ne reciți? Nu știu, cum să spun eu ție. Uite, ne-am oprit la copii. Păi da, nu se leagă cu ce am eu aici. Păi hai, hai să facem să se lege. Ia. Pentru că iubirea astăzi și iubirea e destul de pătimaș așa. Când ai spus copii, mă duc spre ceva inocent, spre o zonă foarte, spre o zonă solară. Așa că legat de asta nu pot să spui ceva. Păi deci, gândește-te la inocență. De la inocență? Sigur ai ceva despre inocență. Păi, dar nu știu acum unde să găsesc. Este una, dar nu este de iubire legată de inocență, să știi. Ia citește-o, să vedem. Stai. Dar nu este legată de iubire. Hai să explorăm. Este legată cumva de... de pierderea inocenței. Și mai bine. Nu? Și mai bine. Ia să vedem. Chiar e foarte util. Ia spune. Întreabă-mă, se numește poezia. Acum, întreabă-mă ce am pierdut. Că ce am pierdut ca în doar, în care se neacă lumea. Inocența cu care aleargă nepun cerbi și câmpiile aleargă. Aleargă. Se aude absurd copita unui cal voievodal sub câmpii. Acum, întreabă-mă dacă am pierdut. Inocența stării de zbor. Curajul de a înfrunta aruncarea în gol. Peste prăpastia absurdă a uitării. În clipa în care contează numai senzația, numai împerecherea, dinte cu dinte. Ah, ce pătimaș! Da, pătimaș. Chiar că pierderea inocenței, dar și într-un fel parcă păstrarea pasiunii, așa, nu știu, gen să dinte cu dinte să strângi, așa mi s-a părut. Gen să ții la pasiunea aia, nu? Așa mi s-a... Păi și tu ce crezi? Dar ar trebui... Uite, eu cred că ca educație fundamentală în școală ar trebui la o oră de asta de educație civică sau special să se explice... probabil diferența între frică, respect și iubire. Mai mult decât alte aspecte. Crezi că ar fi necesar aspectul ăsta? În crearea unei societăți, unor copii curajoși, geniali și îndrăzneți. Și plin de iubire. Și plin de iubire. Adică că ai hai manalele intelectuale care plin azi și ai și lideri religioși încă mai sunt plin de iubire pentru suferințele care încă îi mai vezi. Și un Dalai Lama și mai sunt, dar mult mai puțin. Nu crezi că ar trebui mai mult pompat pe chestia asta? Și din școală? Crezi că ar trebui explicate? Diferența între frică, da, respect, păi, și iubire. Tu ce zici între aceste trei? Păi, dacă spun frică, acolo nu poate să fie iubire. Niciodată. Și dacă spun respect, acolo neapărat este iubire. Știi? Deci că sunt intim corelate respectul cu iubire? Da.
Și frica, cum ai explica-o? Practic, frica pentru copii. Gen, să-ți depășești anumite limite, ai curajul, să-ți explorezi fricile, să vezi de ce ți-e frică. Nu? Păi, frica e o construcție, este o proiecție. Nu are legătură cu realitatea. Și copilul ar trebui să știe asta. Copilului ar trebui să îi se spună că frica este o iluzie. Dar... Și că dacă trece de limitele acelea, va descoperi curajul și va vedea că e doar praf în ochi. Pur și simplu, ai văzut că atunci când îți este frică și stai puțin... Că reflectezi un pic. Îți dai seama, deci dacă te oprești, dacă îți oprești centrul motor, da? Și mintea te oprești. Se calmează și emoțiile și ai să vezi că nu este niciun motiv de frică. Da, dar, interesant. Te paralizează frica. Frica te paralizează. Da, pentru că centrul intelectual este invadat de, de o presiune continuă, știi? Aoleu. Este doar o excitație a unei arii din cortex. Și atât. Adică și e un proces și din partea chimic, emoțională. Că m-am... Și este un proces chimic. Dar, bine, sunt anumite frici care se pot depăși foarte greu. Uite, da, de exemplu, ce ai zice că eu am fost la munte acum câteva zile și m-am așezat și eu pe un buștean acolo și hai să fac o meditație. Mai Tudor și nu-ți spun că au venit doi câini din aia ciobănești mari la mine. Să facă și ei cu tine meditație. Te rog să mă cred că cu toate știința mea de meditație și așa, am simțit frică. Da, dar e normal și... să simți frica. Că, adică e normal să o simți, dar să nu ți-o, să nu ți-o reprim. Că asta face... trebuie să ți-o înțelegi. Păi, cum să o reprim? Că era... ai frica, adică n-ai cum să o reprim. Dar sunt anumite frici foarte greu de transformat. Noroc. Foarte greu de transformat. Păi da, sunt dar acele aici, boli. Dar de aici începe munca noastră a fiecăruia. La de aici începe, da. Că de aici începe. La fel, deci frica este unul dintre egourile care paralizează iubirea. Păi sunt multe egouri care paralizează iubirea. Păi acolo în patimă, că vorbim despre patimă, acolo sunt egouri de răzbunare, resentimente, mânie, desfrâu, gelozie. E... Nu poți să ajungi la iubire până nu transformi toate acele povești. Până nu transformi acele stări egoice și nu înțelegi și nu le și curăți nu... cu rugăciune și cu post, da? Scuze. Și cu multe altele, da? Așa? Până nu curăți toate egourile sau stările ale cele egoice, iubirea nu se poate manifesta. La iubire se ajunge printr-o muncă. Nu este așa pur și simplu. La iubire se ajunge printr-un proces foarte prețios de lucru cu tine. Și practic, ca o, ca o, o altă... explicație pe lângă ce spuneai, dacă vrei să simți, dacă vrei să-l iubești pe aproapele tău, trebuie să înveți să te pui în locul celuilalt. Neapărat. Să vezi părerea celuilalt. Asta înseamnă respect în primul rând pentru ce spune. Tu nu trebuie să fii de acord sau să fii de... Trebuie să-l lași să vorbească, dar în același timp trebuie să te pui în locul celuilalt, mai ales în situații negative. Și aici e foarte greu, din cauza egoismului nostru. Da. Pentru că noi ne iubim atât de mult ideile, ne iubim atât de mult emoțiile, da. Încât primul lucru care vei, păi cum adică să fac eu chestia asta? Adică cum adică să fac eu chestia asta? Numai când zici cuvântul eu, îți dai seama că e o problemă. Da. Da.
Acolo te izbiți de o... De o zid. Da. Adică... Foarte puternic. Și vezi lucrul ăsta extrem de des, evident, în jurul tău, dar în același timp, un bun mod de a contracara ura e să transformi acele știri violente sau care suntem cu toții acaparați, să nu alegi să citești foarte multe din ele, dar să și prezinți chestii legate de iubire, adică gen să promovezi ca să schimbi un pic și pentru tine, în primul rând, dar și pentru ceilalți, că totdeauna încep cu tine, ca să, gen, dacă întreabă un copil, păi și cum putem să schimbăm aceste acte de ură și să promovând actele de iubire, acte de caritate, în primul rând, de a ajuta animăluțele, de a ajuta plantele, de a promova activități de genul, de strângerea gunoiului, de a proteja natura. Adică, astea sunt metode prin care am văzut că ajut foarte mult la a promova iubirea de natură, pentru animale, pentru oameni fără adăpost, a da o masă cuiva. Și cu astea începe. Adică, dar de ce e așa de greu să faci? Pentru că e foarte ușor să faci lucruri negative. Pentru că ne-am obișnuit să facem lucruri negative. Constant. Și când facem lucruri pozitive, îți dai, n-ai observat, e ca și cum, mă rog, o faci ca un efort. Dar cu timpul, dacă faci constant, devine o obișnuință, devine... A doua ta natură. Da, da, devine conștient, exact conștiința ta care îți spune, omul ăla are nevoie de, așa, intuiția zice, uite, trebuie să, ar fi bine să-l sun pe X, nu că ar fi bine, scuze, trebuie să, trebuie să, trebuie să, nu există, asta mi-am dat seama, vorbim cu tine, nu există un mod foarte clar de a diferenția actele de iubire că față de cele de pasiune prin simplu fapt de acțiune. Trebuie să faci. Trebuie să... E o chestie de a face. Nu există ar fi voința. Bine... Voința. De voință. Da. Pentru că sunt corelate. Nu există ar fi, poate că... Astea sunt doar chestii de pasiune sau de... parcă aș mânca... o ciocolată nea. Ba nu, parcă aș mânca o savarină. Mai bine nu mănânc. Mai bine nu mai mănânc. E ori. E trebuie să... Aștept să vină naturală. Da, exact. Adică știi ce vreau să zic prin asta. Da. Că... Să terminăm cu, cum să zic, cu alintarea asta ieftină, că asta nu ne duce niciunde, de fapt. Mai vreau să spun că mă gândeam, ieri m-am gândit, este foarte, sau săptămâna asta m-am gândit, într-un cuplu, într-o relație, trebuie foarte multă aplecăciune, foarte multă umilință chiar, pentru că noi nu putem să suportăm uneori modul de a gândi acelorat, da? De multe ori, de multe ori. Modul de a simți al celuilalt. Nu tolerăm, de multe ori. Modul de a acționa al celuilalt, nu-l tolerăm. Dar dacă nu tolerăm, păi unde e iubirea? Și îți trebuie foarte multă umilință, pentru că nu-l tolerăm. De ce? Pentru că suntem foarte orgolioși, avem foarte mult amor propriu. Pentru că numai cum simțim noi, cum gândim noi și cum acționăm noi, este bine și perfect. Adică noi am ajuns la perfecțiune și de asta nu mai putem să tolerăm. Și de asta este foarte greu totuși să rămâi într-un cuplu și să fii într-un cuplu. Pentru că eu sunt cerul și pământul. Adică tu, dacă vii cu altceva, nu mă interesează. Știi? Da, dacă începi cu asta, deja nu mai ai nicio șansă să fii iubit. Nu mai ai nicio șansă. Adică, păi eu le știu pe toate. Și practic îți închizi niște oportunități. Pentru că, de fapt, și în alegerea unui partener, păi dacă eu sunt buricul pământului, sigur, mai mult ca sigur că cel de lângă mine e undeva mai îndoielnic așa, știi? Și de asta e nevoie de foarte multă umilință. Cuvântul ăsta, umilință, nu place mult, dar
Cum să faci asta? Și scuze, că foarte mulți confundă umilința cu a fi umilit. Da, exact, exact. Că mi-a venit acum, pentru că mulți fac confuzie. Nu are nicio legătură. Nu. Nu are, chiar nu are nicio. Și cu a fi umilit e de fapt altcineva care scalcă orgoliul tău în picioare. Asta înseamnă să fii umilit. Păi da, dar și orgoliul este o altă construcție. Este o altă iluzie. Pentru că eu am valoare prin mine însă, pentru că mă locuiește scânteia, este în mine scânteia divină. Este cineva care mă, care poate umilia asta? Nu. Că poate eu am iluzia că cineva mă poate pune în inferioritate, că mă manifest într-un anumit fel sau gândesc într-un anumit fel. Dar acolo iarăși este o iluzie, pentru că măi, fiecare poate să acționeze cum vrea el, nu? Există liberul arbitru și trebuie să accepți primul rând lucrul ăsta. Celălalt te vede, să zicem, într-o postură de inferioritate, pentru că el are alte construcții, dar ce treaba am eu cu construcția lui? Adică, până la urmă, când o să-mi trăiesc eu viața mea dacă mă raportez la alte construcții și la alte... Adică, să ieșim din sfera asta a iluziilor, a construcțiilor. Trăiesc în realitate sau trăiesc în construcțiile altora și ale mele? E foarte greu să trăim în realitate. Dacă practic, e foarte greu să accepți că nu ești buricul pământului. Și, da. În primul rând, dacă ai face un pic o transformare a unei impresii că cineva ți-a spus niște cuvinte urâte, s-a luat de tine, poți face momentul ăla să dai seama că, bă, să te pui în locul persoanei, gen, poate are o zi proastă, nu se simte bine. Nu are probabil ceva cu mine. Nimeni nu are ceva cu nimeni, în esență. Niciodată. Niciodată, dar avem niște mecanisme care ne pare. De ce nu te pare că celălalt are ceva cu mine? Pentru că o luăm personal. O luăm tot timpul personal. Pentru că avem o problemă. Pentru că avem o mare problemă. Că îți face o problemă. Ce ai? Cum zicea Robert De Niro, știi, celebră. Are you talking to me? Are you talking to me? Ea a rămas celebră. Are you talking to me? Zic, păi nu, da, cu tine, dar o luăm extrem de personal și practic prin... Avem o secretară proastă aici, în cap, care tot timpul traduce greșit toate cuvintele care ne vin. Și dacă nu ești în stare de alertă, atunci să-ți dai seama că... Să te pui în locul celuilalt, să faci un exercițiu de genul ăsta, de imaginație. Știi de ce ne afectează? Știi de ce ne afectează când știi de ce? Pentru că, de fapt, sunt zone pe care noi înșine nu avem o părere bună despre noi. Și când a călcat exact în, acolo în rana aia... Da, și deci, asta. Este un demon acolo. E un vulcan acolo. E un vulcan, da, ai zis păi bine. De ce nu am stimă de sine? Acolo trebuie să intru să fac curățenie, da? Dar de asta zic, iubirea este rezultatul unei munci permanente, o muncă foarte scumpă pe care trebuie să o facem. Că altfel vom fi mereu în suferințe din astea mărunte. Viața e făcută din chestii mărunte. Dar nu vom ieși din chestiile astea. Dacă nu intrăm acolo să facem curățenie, doare la început, doare. Dar fără asta n-ai cum. Dar nu poți să iubești fără să te doară. Da. N-ai cum. Pentru că noi ne-am creat o formă idilică de a iubi, a fi tot ok... Adică te simți tu bine. Nu se simți de celălalt. Da. Și, da, extrem de interesant, din nou. În încheiere, ce poezie ne mai recomanzi? Ce alegi tu ca să... Nu știu, că am vorbit foarte mult pe tema iubirii și foarte mult am avut și nu... decât să stric spunând alte lucruri care nu sunt esențiale, mai bine nu mai zic nimic, că nu-mi vine. Nu mai îmi vine nimic. Am vorbit pe... Eu zic că am vorbit pe esență, adică tu ce părere ai? Da. Am punctat destul de multe lucruri.
Uite, o să, să citesc tot așa, pasiune se numește, da? Tot ceva, o căutare a iubirii, de fapt. Pasiunea e oarbă, deci ea clarifică tot. Obnubilare fierbinte, fierbinte aruncare în gol. Luciditate cu respirația întretăiată. Ritm de copită nebun. Da, pasiunea arde în viu. Foc sacru adânc în pustiu. Cu respirația oprită mă întreb din priviri. Devastator și fierbinte. Rece, orbitor și alert. Cald, cald. În mod absurd, conștient. Păi da, este absurd, în mod absurd conștient, pentru că atunci când este patimă, nu mai este conștiință, știi? Adevărat. E absurd. Iubire cu conștiință trezită. Și pe mine, din nou spun asta, pe mine mă surprinde totuși cum poate să apară arta și în, și în formele de pasiune acolo unde este, sunt zone de întuneric. Dar bineînțeles că întunericul nu este singur. Acolo mai apar și flash-uri de lumină. Și asta e frumos în viață. Știi? Practic asta cred că ne face să, să trăim totuși cu interes viața și cu... Să, să o trăim ca și cum ar fi ultima zi, să o trăim cu iubire, fiecare da. Zi, să mulțumim, uite, asta putem să facem ca încheiere, să mulțumim cum ne trezim ca să îi ajutăm și pe ceilalți, pe toți ascultătorii noștri. Pentru că trăim într-un ritm entropic, zi de zi, aceeași rutină, mergi la muncă și nu găsești, nu faci lucrurile altfel, nu încerci să ieși, să ne trezim. Dragilor, din ce în ce mai mult, zi de zi, să mulțumim pentru pacea pe care o avem, că nu avem război, ca în alte zone, să încercăm să mulțumim pentru mâncarea pe care o avem, că avem posibilitatea de a ne cumpăra mâncare, pentru hainele pe care le avem, să faceți, chiar și cei care nu credeți, e foarte simplu să mulțumiți oricărei inteligențe care o considerați voi și îi dați un nume pentru tot ceea ce aveți. Ideea e să fim recunoscători. Pentru că o altă calitate a iubirii e să fii și a umilinței. Și a umilința și recunoștința, da. Să fii recunoscător pentru micile lucruri. Pentru că unii vor spune... Dar de ce? Că astea sunt chestii minore. Confortul pe care îl avem ne-a făcut să uităm de aceste aspecte. Nu știi când acest da. Confort îți poate dispărea de sub picioarele tale. Da. Nu da. Știi. Da. Nu știi. Și dacă reușești da. Să da. Mulțumești pentru toate lucrurile zilnic, sunt puțin, 2 minute, 3 minute, să vă faceți un exercițiu. Să mulțumiți pentru vremea pe care o aveți, pentru copiii pe care îi aveți, pentru soțul, soția, evident, partenerul. Toți suntem cu probleme, dar dacă suntem recunoscători, e primul pas să fim înțelegători, să ne înțelegem unii pe ceilalți, să ne dăm seama cum să conlucrăm împreună, nu să ne divizăm, că ne-am săturat de atâta divizare. Și știm că ego-ul asta face. Deci iubirea ne unește și, în primul rând, ne învață să fim umili, recunoscători, inocenți și de aici vine și simplitatea. Măi, dar noi știm foarte bine cu cine să stăm de vorbă în interiorul nostru, la masa sufletului nostru, ca să zic așa. Da? Adică cu scânteia aia minunată cu, de viață care este în noi. Dar vezi cum că se întâmplă ca de multe ori să stăm de vorbă cu
dracu, știi? Și Canton și Jerry, știi? Canton și Jerry, că nu știe. Ăla este stresul, stresul zilnic. Dar cum faci? Că acolo este arta să te întorci. Păi aia, cum îți dai seama ce voce e? Noi știm, sunt, deci, noi știm clar pe ce cale trebuie, dar cu toate astea foarte ușor... Deviem. Da. Păi da, că avem tot felul de distrageri. Boință multă. Asta trebuie. Trebuie și să fie și o trezire în persoană. Să fie o... Că nu poate doar voință. Știi că e nevoie, da? Corect. Dar trebuie să fie și o... Și răspunsul la o nevoie, la o necesitate. Băi, să ai un șoc personal, un șoc electric. Ca și cum te-ar curenta cineva să te trezească la realitate. Zici, băi, ori vezi asta și nu toți o au. Asta e chestia. Că nu toți o au. Dacă ai putea să dai acel șoc tuturor, ar fi extraordinar, dar nu poți. Pentru că fiecare are drumul lui. Fiecare are învățăturile sale sau poate unii nu învață nimic într-o existență și vă învață în cealaltă. Dar e de datoria noastră, a noastră, cei care încă înțelegem cât de cât iubirea, cât de cât, să dăm din, să o distribuim, să fim distributiști în iubire. Da. Și eu asta am avut de spus. Dacă mai vrei să închei cu ceva, ai cuvântul, Mina. Oh. Deci, iarăși îmi pui, îmi dai o sarcină. O poezie? O poezie? Știi că eu am și poezii horror, așa, nu știu. Demne de timpurile pe care le trăim. Da? Da, ce spui să termin? Nu, hai să terminăm cu una, cu speranță. Să terminăm în cu speranță. Știi că data trecută am fost extrem de sacralitate, săptămâna patimilor, dar vezi că... Hai să dăm cu speranță. Hai să dăm cu speranță că de horror... Da, de horror... Păi da. Păi, nu știu. Nu știu ce. Caută. Caută ceva. Liniștea dinaintea furtunii. Asta este mai mult un joc, ca să zic așa. Ia să vedem. Este cumva amintirea copilului din noi. Hmm. E binevenită. Ales că încheie. Da. Un înger m-a luat de mână să-mi arate câteva miracole, câteva lumini și mie mi-era frică de moarte să urmez. Pe urmă, îngerul râzând, m-a tras târâș ca pe un măgar de funie și eu de frică nu înțelegeam. Până când am văzut, strălucind de departe, niște miracole mari cât roata carului și o seamă de nestemate din povestea copilăriei mele. Și mi-a strigat îngerul: nu-ți fie frică. Tu ești. Frumos. E? Asta da încheiere. Vă mulțumim. Da. Din mulțumesc nou Minei pentru participarea sa și pentru această conversație superbă pe care am avut-o și sperăm ca aceste cuvinte, că aceste îndemnuri să ajungă la inimile voastre. N-a fost doar un interviu,
a fost și o terapie pentru toți cei care au nevoie. Un crâmpei din sufletul nostru. Exact. Vă mulțumim, Mina. Poate mulțumesc, ne mai auzim, ne mai vedem și într-o altă întâlnire. Dragilor, până aici a fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și ținem aproape pe viitor. Aveți grijă de voi și de sufletele voastre. Bye-bye!